Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 13-19 noiembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus. Acolo analizez pentru fiecare zi în parte ce se întâmplă, îți spun și de unde vine norocul. De asemenea, îți ofer un ritual pentru luna asta nouă din Scorpion, care este destul de puternică pentru toată lumea. Apoi clarificăm toate cărțile de tarot. Îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici. Apoi îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru tine în această săptămână. Dragi balanțe, începem cu luna nouă din Scorpion, care pentru voi este foarte puternică, da? Este un moment în care mulți dintre voi fie veți fi provocați din punct de vedere financiar, fie pot apărea provocări legate de aprecierea pe care o primiți din partea celorlalți. Știu că este o perioadă în care oamenii din jurul vostru sunt mai irascibili, sunt mai nerăbdători, vouă nu vă place chestia asta, dar uitați că acum este un moment să dați un start sau un restart, mai bine spus, privind banii, privind valorificarea voastră. Da? E ca și cum luna asta nouă pentru voi este despre fie a investi într-o casă, da? Poate vrei să faci o investiție undeva, alții poate, știu eu, vreți să vă cumpărați ceva pe această lună nouă sau vreți să dați startul unui proiect în care e nevoie să băgați niște bani. Fie, așa cum am spus, unii poate treceți prin situații delicate legate de viața privată, adică sunt tensiuni în relația cu partenerul, în relația cu familia, poate ai niște lucruri de rezolvat personale și uite că luna asta nouă vine oarecum cu rezolvări, doar că fie este nevoie să investești niște bani, fie este nevoie să abordezi puțin lucrurile. Da? Pentru că unii e posibil să nu vă simțiți apreciați sau să vi se pară că ceva nu e în regulă. Nu știu, poate să apară o surpriză legată de bancă, legată de o instituție financiară. Pentru unii vedeți că pot fi și tot felul de surprize legate de persoana iubită, un partener de afaceri, copilul vostru. Deci luna asta nouă cumva vă dă o resetare, da? Pe tot ceea ce ține de achiziții, pe tot ceea ce ține de bani, de felul în care vă apreciați. Este o săptămână cu adevărat puternică pentru voi, măcar bine că Venus e în zodia voastră și uitați că săptămâna asta aveți ocazia să negociați ceva sau aveți ocazia să găsiți punctul de mijloc, așa cum vă place vouă. Este o săptămână în care veți fi diplomați, veți fi pozitivi, poate unii aveți niște lucruri importante de rezolvat privind o mașină, poate e ceva legat de acte, de niște drumuri, dar cumva lucrurile încep ușor, ușor să se rezolve. Bineînțeles că este și o săptămână în care aveți foarte mult de lucru. Poate unii dintre voi primiți o recompensă sau primiți niște bani, ați făcut ceva bun și primiți un premiu sau poate chiar acum reușiți să rezolvați niște probleme legate de muncă, alții dintre voi. Și poate vom vedea și balanțe care se orientează începând cu săptămâna asta pe un stil de viață sănătos, mai ales dacă discutăm de alimentație, că acolo na, e nevoie să fiți ceva mai atenți. Acum, dragi balanțe, vedeți că este o perioadă în care vi se apasă și vouă tot felul de butoane. Na, Lilith este unde este și pe acolo e și Juno, asteroidul relațiilor, asteroidul parteneriatelor. Deci cumva tare tind eu să cred că săptămâna asta cu siguranță veți lua niște decizii importante pe partea aceasta. Discuții sincere care au loc, negocieri, unii în sfârșit reușiți să rezolvați ceva, dar vedeți voi, luna asta nouă, pe de altă parte, vă poate aduce o eliberare dacă vă gândiți și voi serios să luați atitudine. Da? Dacă vă gândiți serios să luați atitudine în legătură cu o situație în care poate nu sunteți bine văzuți. Hai să vedem, dragi balanțe și arhanghelii, ce zic, ce trebuie să știți pentru săptămâna 13-19 noiembrie. Și avem călăuzirea sublimă cerească pentru tine, deci ești călăuzit, ești ghidat săptămâna asta. Numerele importante 1, 4, 5, 14,
Culorile importante: roșu, albastru, argintiu și culoarea verde, dar mai puțin. Simt eu să spun că săptămâna asta este nevoie să comunici foarte mult din punct de vedere practic, da? Să spui practic ce ai de spus, fără menajament. Arhanghelul Uriel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Îți oferi darul profeției și puterea de a menține și transmite nealterate tradițiile spirituale autentice. Îți asiguri protecția rapidă și eficientă în orice fel de necazuri. Cu alte cuvinte, săptămâna aceasta tu poate vei avea oportunitatea de a avea anumite flash-uri, da? Cumva îți crește intuiția, începi să miroși oamenii, începi să simți, eu simt că așa se va întâmpla, simt că așa se vor desfășura lucrurile. Este bine să-ți asculți acea intuiție și de asemenea văd că vei fi protejat indiferent de ceea ce se întâmplă în viața ta. Hai să vedem, dragi balanțe, și tarotul ce zice, ce trebuie voi să știți pentru această săptămână, 13-19 noiembrie. Pentru balanță. Unii, nu știu, poate vreți să faceți o schimbare, poate vreți să cheltuiți mai mult pentru confortul vostru, pentru liniștea voastră. Unii poate vă apucați de o dietă tocmai pentru a vă menține frumusețea, pentru a vă menține starea de bine. Pentru voi e importantă frumusețea, e importantă armonia. Și atunci posibil și acest lucru. Bun, a început citirea, prima carte, 5 de monede. Bun. La baza pachetului, 3 de spade, regina de bâte. Da, e ceva aici care nu convine, ceva ce nu-ți place legat de două femei sau ceva legat de o afacere, o sumă de bani. Poate este vorba despre o rivală pentru unii. Da? O rivală, adică o persoană, nu știu, care concurează pe același post cu tine sau poate să fie vorba despre o persoană pe care nu o suporți. Da. Acum, eu v-am mai spus cu Lilith acolo, e adevărat, vă aduce intuiție, trebuie să vă ascultați intuiția, doar că acolo e și casa dușmanilor ascunși, da? Și e și Juno pe acolo și trebuie să fiți atenți pe chestia asta, da? Trebuie să fiți atenți. 5 de monede, e un moment în care, nu știu, se simte așa ca o răceală într-o relație sau poate discutăm despre o problemă financiară care te unește cu cineva. Pentru unii vedeți că pot apărea discuții serioase privind o despărțire, privind o separare, privind un final legat de o relație de prietenie, o relație de la muncă. Atenție puțin și pe sănătate pentru unii dintre voi. Uite, totuși e 6 de bâte pentru tine, deci tu ai parte de o victorie săptămâna asta, de o bucurie foarte mare. Ceva te bucură. Reușești să realizezi ceva important. 5 de bâte în inima ta. Este clar o săptămână în care ești puțin agitat, așa cum ți-am zis. Pot fi chestiuni legate de casa ta, prietenii tăi, persoana iubită, un copil. Ești poate și puțin gelos săptămâna aceasta. Da? Unii e ca și cum vă simțiți agitați, cu toate că în jurul vostru e cam liniște. Sau poate agitația asta vine din cauza unor schimbări care văd eu aici că încep să se producă. 8 de monede în mintea ta. Deci este o săptămână în care te preocupi foarte mult de muncă. Este o săptămână în care ești foarte atent la detalii. Poate unii vreți să reparați o relație sau vreți să construiți ceva, lucrați la ceva important. 6 de spade. Deci uite, cineva care vine către tine săptămâna aceasta. Cineva care face un drum către tine. 6 de spade poate să însemne și faptul că lucrurile încep să se miște în această perioadă pentru sufletul tău. 10 de cupe. Cineva simte că are tot ceea ce îi trebuie alături de tine. Văd aici o legătură foarte frumoasă cu un grup de oameni, cu cineva din familie. Poate e ceva legat de niște persoane dragi ție. Apare o bucurie, apare ceva nou. Simt aici că unii aveți legătură săptămâna asta cu niște persoane foarte idealiste. Apoi avem Luna, ultima carte. Aici poți să ai o legătură cu zodia Pești, dar
Știi cum? Poate să fie și o săptămână în care cineva își face tot felul de iluzii în legătură cu tine. Pe de altă parte, văd o persoană care este puțin confuză, e nevoie să facă niște alegeri sau pur și simplu persoana asta nu mai înțelege ce faci tu, ce vrei tu. Uite, din punct de vedere profesional, adică la muncă, poate să fie o săptămână destul de ciudată în această perioadă. E ca și cum cineva are niște așteptări foarte mari de la tine. Este o persoană care nu vede lucrurile clar. Este ca și cum lucrezi în întuneric, deci nu mai știi nici încotro te duce, nici care e răspunsul, unde mergi. Mai văd o persoană căreia îi este frică, da? E o persoană mai fricoasă în exteriorul tău. Și posibil acest lucru să te agite, e ca și cum cineva are foarte mari pretenții de la tine. Da. Dragi balanțe, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit și la o analiză cu mai multe detalii la partea bonus. Acolo analizez pentru fiecare zi în parte ce se întâmplă. Tot acolo îți ofer ritual pentru luna nouă din Scorpion. Clarificăm toate cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, iar în final vedem surpriza pentru tine. A, și îți răspund și la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa. Îți mulțumesc că mi-ai fost alături până la final. De asemenea, îți reamintesc de previziunile zilnice pe Zodii, te invit cu drag și acolo. Îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI. Acolo, în fiecare zi, îți ofer numărul norocos, culoarea norocoasă, cu mesaje, cu tot acolo ai parte de o citire de viitor. Este un tarot nou la care lucrez în acest moment. Poți să intri acolo să vezi, să-mi dai o părere cam cum ți se pare. Apoi ai și partea cu citire personalizată în care ne vedem, ne auzim și oricând ai nevoie, eu sunt acolo cu un sfat să te ghidez. Îți mulțumesc încă o dată, te îmbrățișez cu drag și am uitat să menționez, accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.